Bun găsit, dragi telespectatori! Una din comorile orașului Cluj-Napoca este Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. Haideți să descoperim ce se ascunde în spatele zidurilor acestui edificiu. A fost odată, ca niciodată, un maior croat care a vrut să facă un loc de distracție cum nu s-a mai văzut în Transilvania. Așa începe povestea clădirii de pe strada Constantin Daicoviciu, numărul 2. Imaginați-vă că în camerele care găzduiesc acum unelte de pe vremea dacilor, statuete de ceramică și lemn sau mumia unei femei din secolul 3 înainte de Hristos, se organizau cândva baluri și petreceri pentru oamenii cu vază ai Clujului. Dar strălucirea acestor evenimente a apus foarte repede. Aristocrații și-au pierdut interesul pentru această casă, iar proprietarul a vândut-o. După ce a trecut prin mai multe mâini, cheia clădirii a ajuns în posesia unui institut care a deschis un muzeu unic în Transilvania. Locația de astăzi a Muzeului de Istorie, inițial nu era locație, este cunoscută în literatura de specialitate ca și Casa Petricevici Horvat. Cine a fost Petricevici Horvat? Petricevici Horvat a fost un aristocrat de origine croată, horvat în limba maghiară înseamnă croatul, Petricevici clar că spune numele, și era un maior în armata habsburgică și a făcut această construcție, adică a finanțat-o, pentru că nu el a lucrat, la debutul secolului al XIX-lea, cu scopul de a fi un loc de entertainment pentru high life-ul Clujului. Ei, acest proiect al lui a eșuat pentru că în concurență clădirea Redute, care este clădirea actualului muzeu etnografic, a fost în top și a fost mai mult frecventată de acei clujeni ai secolului al XIX-lea de început. Apoi această clădire a devenit un imobil de locuințe până când a fost cumpărat de un foarte bogat avocat al Clujului, Rucica, care mai deținea foarte multe case în Cluj. Una dintre cele mai importante case găzduiește astăzi Consulatul Maghiar, deci în Piața Unirii de astăzi, la numărul 24 sau 23, nu știu precis, unde e clădirea consulatului. Ulterior, această clădire a fost vândută Colegiului Reformat, care la rândul său a dat în chirie prima dată, înainte de 1918, universității numite atunci Franz Josef, de a fi un depozit pentru numismatică, pentru obiecte de arheologie, etnografie și altele. În 1925, clădirea este cumpărată de către statul român și statul român o va acorda unui institut fondat pe urmă în 1929, Institutul de Studii Clasice, care și-a desfășurat activitatea în locul în care filmăm noi acum și s-a numit așa pentru că pe lângă arheologie și numismatică se făcea și limba greacă, limba latină și în general se ocupau de treburile vechi ale istoriei. În 1900, după 1948, această clădire a fost în custodia Academiei, de fapt, printr-o filială a Institutului de Istorie, era o secție a Institutului de Istorie. Ca pe urmă, în 1961, un profesor celebru universitar, care a fost și rector al universității și director al acestui muzeu ulterior, Constantin Daicoviciu, să realizeze un proiect pe care l-a înaintat Consiliului de Ministri, guvernul, așa se numea în perioada aceea comunistă, în 1961, și s-a realizat în 1963 Muzeul de Istorie, o instituție care era arondată Ministerului de Cultură și Artă și ulterior își va câștiga o reputație chiar internațională datorită activității acestui corifeu, putem să-i spunem, care are și statuia realizată de un tot atât de celebru sculptor, Ion Irimescu, în partea de est a pieței muzeului de astăzi. Iar din 1994, instituția, datorită istoricului bogat și rezultatelor foarte frumoase realizate, devine Muzeul de Istorie a Transilvaniei, deci se ocupă de Transilvania. Pentru că a fost o perioadă, nu intru în detalii, în perioada ceaușistă, când această instituție urma să fie subordonată direct Bucureștiului. Pe firul istoriei acestui muzeu, viața a înodat jucăuși câteva întâmplări pline de sare și piper.
În primul rând nu și avea, nu știu cât e de picanterie, nu și avea sediile aici. Și să vedem unde și avea sediile acest muzeu, pentru că încă de la începutul secolului 19, ne referim la muzeu, nu ne referim la clădirea aceasta, s-a pus problema asta unui muzeu. Primul muzeu din Transilvania și de fapt și din România este Muzeul Bruckenthal din Sibiu, 1817. Acest muzeu din Cluj, dar nu această clădire, repet, a fost înființat în 1859 cu numele de Asociația Muzeului Ardelean, Erdei Museum Egeșulet, cred că am pronunțat bine limba maghiară, în 1859, repet, între 23 și 25 noiembrie, s-a înființat, ironia soartei, în imobilul actualului muzeu etnografic. Această acțiune a fost sprijinită de un conte extrem de altruist, care Clujului datorează foarte mult, Mico Imre, el a fost sufletul acestei mișcări de realizare unui muzeu. Sigur că la început muzeul avea nevoie de aprobări de la Habsburg, a fost și atunci o perioadă birocratică grea. Cum a supraviețuit muzeul? Unele familii aristocratice, de unde, de exemplu, familia Kemeny, Casa Wow în Piața Unirii la numărul 27, și-a oferit colecțiile muzeului. Pe urmă, celebra familie Esterházy, deci și alte colecții personale. Cine era familia Esterházy? Familia Esterházy era o familie foarte bogată a Clujului, a dat și primari și prefecți și o cunoaștem foarte bine din cazul Dreyfus, din acel capitan din Franța care a fost acuzat pe nedrept la sfârșitul secolului 19 că a divulgat secrete militare germanilor, dar de fapt spionul era un reprezentant al familiei Esterházy, adică înrudit cu familia Esterházy de aici. Cum să zic, apropo de picanterii, asta este, dar membrii familiei Esterházy au fost celebri în cadrul aristocrației maghiare din Cluj. Pe urmă, colecțiile, unde au fost ele deținute? Prima dată pe strada Lupului, actuala stradă Cogălnicianu, în Palatul Bethlehem, la numărul 8. Foarte puțină lume știe, foarte mulți dau Palatul Bethlehem, dar unde era Palatul Bethlehem? Era în locația de astăzi, numărul 8. De fapt, se și vede blazonul familiei. Ulterior, au fost depozitate aceste colecții chiar în casa contelui, în actualul cămin HD-ul. De fapt, unde este muzeul de zoologie? Pentru că străzii actuale Iuliu Hațeganu îi se spunea strada muzeului, dar nu a Iulia îi se spunea strada muzeului în perioada secolului al XIX, datorită faptului că muzeul era în apropiere. Pe urmă, când s-a realizat clădirea veche a universității, deci mă refer la Universitatea Clujeană înființată în 1872 cu numele de Franz Josef, în incinta acestei clădiri a fost depozitate colecțiile. Ce se întâmplă? Această clădire a fost demolată. Colecțiile iar au fost mutate în, cum să zic, beciurile liceului Piarist, actualul liceu Baturi, fostul liceu 11. Acum, sigur că toate aceste plimbări au mai deteriorat obiectele și noroc am avut că ca și custode am uitat să spun că primul custode al muzeului a fost Proșoi Samuel, un enciclobed, o personalitate a Clujului, și bineînțeles primul președinte a fost Mico Imre. Dar acum revenim tot la președinte, un arheolog celebru al Clujului, debutului de secol 20 și sfârșit de secol 19, Bela Poșta. El se va ocupa, investigează, cartografia între ghilimele, inventariază și toate obiectele muzeului, le transportă, bineînțeles, în clădirea muzeului, adică care va fi destinată muzeului, clădirea nouă a universității. Muzeul își deschide porțile în 1903, porțile, între ghilimele. Dar nota bene, acest muzeu a fost realizat de acest Mico Imre, deci opinia sa și dorința așa a fost să fie un muzeu al tuturor etniilor din Transilvania, nu numai a maghiarilor, și a germanilor, și a românilor. Și în sensul acesta a fost sprijinit chiar de Andrei Șaguna, de celebrul preot Șuluțiu, Alexandru Șuluțiu, apoi de către Timotei Cipariu, și nu aiurea, și Mico Imre va participa la constituirea ASTREI, celebra societate a românilor transilvaneni, constituită în 1861. Acum, când s-a instituit muzeul aici? Inițial în 1912-1913, dar clădirea a fost închiriată.
Deci nu era proprietatea universității. Că și înainte, la, când am amintit de 1872, de prima clădire a universității, când au depozitat toate colecțiile, muzeul a dat în chirie pe 5.000 de florini toată această avere, putem să-i spunem. Aici, în cadrul muzeului, a locuit Constantin Daicoviciu, dar trebuie să-l amintim și pe fiul său, Hadrian Daicoviciu, care au fost specialiști în istoria dacilor, dar și arheologi foarte pricepuți. De asemenea, a mai locuit un mare arheolog, Arpad Budoi, deci efectiv aici au locuit acești directori ai muzeului, care s-au ocupat îndeaproape de toate colecțiile care erau la început. Sigur, ele s-au mai mutat, dar în general la parter era situată colecția sau lapidariul roman, lapidariul feudal, mă refer medieval, apoi la etajul 1 era preistoria, era perioada, să spunem, dacică. Aici s-a aflat și pinacoteca lui marelui avocat care am vorbit despre el, Cioflec, în cadrul Palatului Banfi, deci inițial aici era, și alte colecții etnografice și mineralogice, dar care ulterior au revenit muzeelor care funcționează și astfel. Deci la început era un muzeu comun și ulterior, cu spațiile găsite, adecvate, s-au împărțit. Pe urmă, după ce Constantin Daicoviciu obține acel statut de independență, să-i spunem, a muzeului, sigur, tot așa va fi la lapidariul roman, lapidariul medieval, perioada dacică, perioada romană la etajul 1, perioada medievală la etajul 2 și în 1980 și perioada contemporană și, nota bene, erau secții de vizitat în cursul luni, vineri, liber, bine, contra costului bilet, pentru că aici este și primul muzeu și obiectivul primului muzeu a fost că el putea fi vizitat de publicul larg. Bine, era un interval orar, erau bilete contra cost, dar puteau fi vizitate. Și apropo, primul muzeu din lume modern este British Museum, realizat în 1753. Deci să vezi că diferența nu e așa de mare de ani. Mă refer Bruckenthal 1817 și muzeul din Cluj 1859. Cam 100 de ani, dar oricum, raportându-ne la alte muzee din lume, stăm bine. Muzeul are un farmec aparte și odată ce îi pășești pragul, ai ocazia să explorezi mai multe secole. Poți să îți imaginezi că stai alături de un strămoș dac și urmărești cum prelucrează fierul într-un atelier de metalurgie sau te poți strecura până în tenebrele civilizației egiptene. Călătoria în timp te costă doar puțină creativitate și dorință. Ce îl deosebește de alte muzee? Ce se poate vizita aici? Îl deosebește în primul rând patrimoniul pe care îl deține, adică peste 400.000 de obiecte, în special din Transilvania, colecții de toate tipurile. În afară de asta, din păcate, din 2009, fiind expoziția de bază închisă, se pot vizita doar expoziții temporare, dar suficient de multe, doar anul trecut am avut vreo 15. Expozițiile temporare folosite aproximativ în 30% din spațiile muzeului, cele disponibile acum, s-au axat pe diferite teme și tematici, evident concentrându-se în acest an pe ce sărbătorim în acest an, pe centenar, dar nu numai, se fac și expoziții interactive, avem o expoziție importantă dedicată dacilor, o expoziție dedicată colecției egiptene ale muzeului, unică în țară și deosebită pentru că sunt piese originale și în sfârșit o expoziție dedicată primului război mondial, respectiv unor fotografii stereografice chiar din timpul primului război mondial. Expoziția numită Puncte de vedere, tocmai pentru că sunt două poziții diferite. O companie de fotografie din America a făcut o parte din seturile de expoziții, cealaltă parte făcută de o companie germană. Deci prezintă ambele puncte de vedere ale puterilor centrale și a Antantei, cu, în primul rând, cu fotografii din colecția Muzeului Național Maghiar, dar și cu o expunere de piese din patrimoniul muzeului, piese din acea perioadă, inclusiv cu un obiectiv prin care vedea un 3D aceste imagini chiar în epocă. Cam astea sunt cele trei expoziții deschise în acest moment, dar pregătim
evident, două mari expoziții dedicate centenarului, care vor fi vernisate, una în octombrie, alta în decembrie. Și ce ne puteți spune despre aceste expoziții, ce puteți dezvălui? Păi una dintre ele este dedicată legăturii dintre Cluj și Marea Unire, așa se și numește, Clujenii și Marea Unire, cu piese doar din patrimoniul muzeului, suficient de multe, iar cealaltă, numită Drumul spre Marea Unire, va prezenta, va fi o expoziție itinerantă de fapt, vernisată pentru prima dată la noi în 1 decembrie, chiar Drumul spre Marea Unire, adică piese sau momente importante din istoria noastră, începând cu preistoria, epoca dacică, romană, post-romană, medievală, ajungând până în 1918. Dacă vrem să știm ce obiecte țineau pe lângă casă dacii din munții Orăștiei și ce monede foloseau pentru negoți, trebuie doar să aruncăm o privire într-o încăpere specială din muzeu. Această expoziție reunește niște artefacte pe care vizitatorul le poate vedea și în sine, deci piese arheologice autentice în spatele unor vitrine, dar și modele 3D. Adică aceste piese au fost scanate, modelate 3D și este o expoziție interactivă. În sensul că vizitatorul, chiar dacă nu poate atinge piesele, poate să se joace, ca să zicem așa, cu modelele 3D, deci practic, cred că este un concept nou, modern de expoziție care trebuie să fie atractivă în ziua de astăzi. Care sunt cele mai importante artefacte? Da, sunt și piese arheologice în sine, deci piese mobile. Mă refer acum, de pildă, la așa zisul scut dacic din cetatea de la Piatra Roșie, o piesă foarte importantă, care este de fapt o piesă implicată în cult. Sunt ilustrate aici obiecte de import, deci produse de lux care au provenit pe calea negoțului sau pe oricare altă cale din spațiul mediteranean, din Italia, din lumea elenistică, piese care au fost achiziționate de aristocrații daci din zona respectivă. Sunt foarte multe piese și foarte interesante, foarte importante, piese care ilustrează meșteșugul prelucrării fierului la daci, în care ei au excelat, iar colecțiile Muzeului din Cluj ilustrează din plin acest meșteșug. Vedeți chiar în jurul nostru aici o serie întreagă de piese, multe dintre ele unice, altele clasate în categoria tezaur. Este monetărie, deci sunt monede care sunt inclusiv câțiva dintre celebrii cosom dacici, obiecte de sticlă, obiecte de ceramică și așa mai departe. Deci, practic, fiecare din aspectele relevante ale lumii dacice sunt ilustrate în această expoziție. Vă spuneam înainte că e vorba de un concept nou și, cred eu, modern, atractiv de expoziție. De ce? Pentru că sunt alăturate în aceleași săli, pe de o parte, obiectele autentice, deci nu e vorba de replici, este vorba de piese originale, și e vorba de modelele lor 3D. După cum sunt expuse și modele 3D, să spunem reconstituiri ale unor edificii, ale arhitecturii dacice din vremea aceea, într-o manieră interactivă, vizitatorii care sunt interesați pot să interacționeze cu aceste obiecte în maniera aceasta virtuală, să spunem așa. Copiii, de pildă, sunt foarte atrași de ceea ce înseamnă acel Microsoft Table din spatele meu, unde pe un ecran tactil pot să rezolve puzzle-uri care ilustrează asemenea artefacte de aici sau chiar imagini din cetățile dace din Munții Orăștieni. Deci cred că fiecare poate găsi ce îl interesează în această expoziție. Și vizitatorii, practic, pot să vadă uneltele cu care lucrau dacii sau cu care găteau mâncarea? Sigur, văd aceste unelte care au fost descoperite în ateliere de fierărie sau în depozite găsite în aceste cetăți. Pot vedea foarte multe tipuri de vase de lut ars, care erau folosite și la stocarea unor produse și la în bucătărie sau vesela de masă implicată în mâncare, în mâncat, în băut și așa mai departe. După părerea mea, unul dintre punctele de atracție din expoziția aceasta este ceramica dacică pictată, pe care o să o vedeți aici într-o vitrină. Este, cred, cea mai mare cantitate expusă vreodată în Muzeul de Istoria Transilvaniei, Național de Istoria Transilvaniei. De ce e atât de importantă și de interesantă, chiar dacă la prima vedere, să spunem, nu-i deosebit de spectaculoasă? Pentru că ea ilustrează un stil care este un stil decorativ, care este specific numai Sarmizegetusei, deci numai capitalei regatului dacic.
Se pot observa pe aceste vase pictate animale fantastice sau animale reale, plante într-un stil ornamental care este cu totul ieșit din comun și cu totul specific acelei regiuni. Punctul de atracție al acestei încăperi e un puzzle virtual în care putem reconstitui obiecte de pe vremea dacilor, cum ar fi medalioane de lut sau obiecte de ceramică. Selectăm un jucător sau doi dacă suntem în echipă, alegem bătălie, apoi se va încărca puzzle-ul. Ideea de bază e să ne încadrăm în timp și să reconstituim fiecare obiect. Un alt punct de atracție din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei e o colecție de fotografii de propagandă realizate în timpul Primului Război Mondial. Aici avem expus peste 100 de fotografii care sunt o parte din fotografiile din cadrul expoziției stereofotografii din Primul Război Mondial, puncte de vedere. Practic este o incursiune tumultoasă într-un trecut fascinant la începutul acestei tehnici fotografice care mergea mână în mână cu fotografia clasică. Practic, la origine, aceste fotografii erau niște fotografii stereoscopice făcute cu un aparat special, cu două obiective, care erau situate la distanța pupilară a ochiului. Prin urmare, aceste fotografii puteau fi văzute și să se redea acel pseudorelief cu ajutorul unui aparat numit stereoscop. Și în zilele noastre, să spun așa, tehnica a evoluat și astfel fotografiile originale făcute acum un secol pot fi redate cu ajutorul unui ochelar cu o lentilă albastră și cu una roșie, astfel încât putem să percepem stereofotografiile. Ce scene au fost captate? Ce e mai impresionant? Sigur, scenele sunt din Primul Război Mondial. Am încercat aici să expunem, pe de o parte, instrumentarul practic și specific al războiului. Aceste fotografii sunt fotografii de propagandă. Prin urmare, nu o să vedeți în aceste fotografii imagini sfârșitoare cu morți. Eventual, morți erau de partea cealaltă. Prin urmare, sunt fotografii de propagandă care ne reprezintă imagini ale soldaților din tranșee, mișcări de trupe, viața cotidiană a soldaților și viața prizonierilor de război. Practic, unele din ele au făcute pentru a liniști pe cei rămași acasă. Adică să le arate că, practic, în război totul era ok. Alături de aceste fotografii au fost expuse și o serie de arme și echipamente militare din colecția noastră. Practic, se pot vedea aici armamentul specific al taberelor și tehnica de luptă a taberelor aflate în conflict, respectiv o pușcă Mannlicher, care era pușca standard de infanterie armatei austro-ungare, alături de o pușcă Mosina Gant, care era în dotarea standard a armatei țariste. Alături de acestea se pot vedea o mască de gaze din Primul Război Mondial, o trusă de, să spun așa, de ameliorare a rănilor pe front, care făcea diferența dintre viață și moarte acolo, dar revolvere, pistoale, obiecte mărunte care erau legate de traiul mărunt al soldaților din tranșee. Fotografia pe care o vedeți în imagine reprezintă o imagine deosebită realizată pe frontul italian, respectiv pe muntele Grappa, loc unde, ca și în zona localității Asiago, au avut loc lupte crâncene între italieni și austro-ungari. Pe acest front au participat și foarte mulți români din Transilvania. Chiar avem o serie de memorii legate de aceste lupte și puteți vedea, desigur, dezastru produs de bombardamentele necontenite care au spulberat, să spun, localitățile de pe liniștite din acest munte. Chiar localitatea Siago, de care vă povesteam, a fost spulberată și redusă în ruine în toamna anului 1916. Ulterior, frontul s-a stabilizat și practic de aici a început începutul sfârșitului pentru monarhia austro-ungară, fiindcă în toamna anului 1918 o ofensivă italiană
la Vittorio Veneto a determinat prăbușirea frontului și, practic, austro-ungarii s-au retras în debandadă și după armistițiul semnal la începutul lunii noiembrie, practic, s-a terminat războiul pe acest front. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.